Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu care prin Iisus Hristos dorește răscumpărarea oamenilor din orice națiune, din orice limbă, din orice grup etnic, dorește să-i aibă cu El pentru eternitate. Uneori, în cadrul acestei emisiuni, invit păstori, oameni ai misiunii care susțin lucrarea pe termen lung. Alteori invităm păstori și slujitori care au fost în misiune pe termen scurt, au fost profund impactați de ceea ce se întâmplă acolo și susțin misiunea. Dar de cele mai multe ori, invitații mei sunt misionari, plecați pe termen lung în anumite zone ale lumii, cu dorul de a duce vestea bună celor pierduți de acolo. În această zi, invitații mei sunt din India, lucrează în India și împreună cu ei o să facem o călătorie acolo, în această țară fascinantă, misterioasă, dar care are nevoie de cuvântul lui Hristos. Pentru prima dată, deci, în emisiune, George și Andreea, bine ați venit! Bine v-am găsit! De obicei, cei care sunt pentru prima dată în emisiune primesc de la început această întrebare provocatoare, primul rând. Cum l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos? Cum ați fost născuți din nou și când? Cum a lucrat Duhul Sfânt în viețile voastre? Pentru că sunt două chestiuni foarte importante în lucrarea de misiune. În primul rând, cei care merg în misiune trebuie să fie născuți din nou și apoi trebuie să aibă o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Pe rând, Andreea, George, încep tu. Te rog. Cum ai fost chemat de Domnul în misiune și mai înainte, cum l-ai primit pe Domnul ca mântuitor personal? Pot să spun că povestea vieții mele, cel puțin pentru mine, este o aventură. Este ca o poveste în realitate. Bunicul meu, străbunicul meu de fapt, a fost primul creștin evanghelic în orașul din care vine, în orașul Făget din județul Timiș. A fost primul om care a plantat o biserică evanghelică în orașul nostru, după care unchiul meu a fost pastor timp de 22 de ani, a pastorit biserica din oraș și a coordonat încă multe alte biserici. Însă eu sunt modelul clar că creștinismul sau esența creștinismului nu se transmite ereditar. Încă de tânăr copil, încă din adolescență am avut această capacitate de a mă adapta, să spun așa, și de la vârsta de 12 ani m-am adaptat obiceiurilor rele și am reușit să mint părinții foarte mult și să încep să o iau pe un drum greșit. Încă de la vârsta de 12 ani am început să consum alcool, să fumez și am dus-o așa până înspre maturitate, până la vârsta de 17-18 ani, pentru că eu îmi făceam datoria față de părinții mei. Ei îmi spuneau: datoria noastră este să te întreținem, datoria ta este să ai note bune la școală, să înveți bine. Nu ți-au zis și despre datoria ta față de Dumnezeu? Bineînțeles, biserică? Bineînțeles. Am crescut în biserică, încă de la vârsta de 14 ani am cântat în cor, am frecventat toate grupele de studiu biblic, școală duminicală. Însă, din nou, esența creștinismului nu se transmite ereditar, este o convingere. Și pe mine nu m-a convins încă din copilărie. Am fost rebel, să spun așa, și făcând tot felul de lucruri rele încă de la o vârstă foarte fragedă, foarte, foarte fragedă, sufletul meu pot să spun că a căpătat o conotație întunecată. Însă la vârsta de 17 ani, Duhul Sfânt mi-a vorbit în biserica noastră la o seară specială de rugăciune, la o seară specială de cuvânt profetic și am decis să rup lanțurile negre, să lupt lanțurile întunecate și să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Tot la vârsta de 17 ani am făcut și botezul în apă. La vârsta de 18 ani am primit botezul cu Duhul Sfânt când am început să și slujesc Domnului. Am început să slujesc printre tineri ca lider de tineret și am început să predic la vârsta de 18 ani, timp în care am urmat și Colegiul Biblic Veritas, un colegiu de studiere a Scripturii, hermeneutică, omiletică, să mă pregătesc pentru viața de slujitor. Însă cel mai mare impact care l-am avut în momentul în care m-am convertit, în care Duhul Sfânt m-a convertit, a fost gândul
că sunt alți oameni în lume care nu au această posibilitate ca și mine să fie părtași la o seară de evangelizare, la o seară de rugăciune și încă din primele momente ale nașterii mele din nou am simțit chemarea la misiune, am simțit chemarea de a duce Evanghelia celor ce nu au auzit-o. Însă în același timp am realizat că nu sunt pregătit nici din punct de vedere al vieții, al experienței, fiind foarte tânăr, nici din punct de vedere biblic, din niciun punct de vedere nu sunt pregătit să fac pasul următor și am așteptat să mă maturizez, să cunosc mai bine Scriptura, să capăt experiență în slujire, ca mai apoi să pot să fac pasul mare. Și focul acesta a început să ardă în mine. Deci sămânța asta a pus-o Dumnezeu de vreme, aproape de momentul convertirii tale. Chiar din momentul convertirii mele, în următoarele minute, după ce am experimentat eliberarea, după ce am experimentat mântuirea în plinătatea ei, deși nu aveam cunoștințe biblice, totuși am experimentat această eliberare profundă, în următorul moment am realizat că sunt atâtea persoane în lume care nu au parte de acest lucru. Și poate că eu sunt un om care aș putea să fac o diferență. Deci încă din primele momente am simțit această chemare din partea Domnului, această pasiune, având în vedere ce mi s-a iertat mie. Deși eram un copil, un adolescent, păcatele sunt păcate. Păcatele au o greutate spirituală, au o greutate emoțională și fiind eliberat de ele, fiind eliberat de această greutate, am început și eu să iubesc mai mult, să mă gândesc din primele minute ale convertirii mele la cei nemântuiți. Da. Andreea, cum s-a întâmplat cu tine? Cum l-ai primit pe Domnul? Cum a fost procesul nașterii din nou? Povestea mea este diferită de a soțului meu. Eu m-am născut într-o familie creștin-ortodoxă și la vârsta de 6 luni tatăl meu a plecat peste hotare și părinții mei s-au separat. Am crescut până la vârsta de 7 ani împreună cu bunicii, care sunt creștini-ortodoxi și astăzi, și cu străbunicii, iar apoi la 7 ani m-am mutat de la sat, de la bunici, la oraș, unde am continuat să trăiesc alături de mama. Mama fiind singură, nu a încercat niciodată să mă ghideze spre latura spirituală a vieții. Ea a avut grijă de mine prin metodele prin care a știut ea. În schimb, bunica mea tot timpul mi-a vorbit de Dumnezeu. Bunicii mei sunt foarte religioși, m-au dus la biserică de mică, auzeam despre Dumnezeu la biserică, dar tot timpul a fost o întrebare în inima mea. Eu înțeleg că Iisus a murit pentru mine, dar nu înțeleg ce efect are acest lucru în viața mea. A murit pentru păcatele mele, dar mai mult de atât mintea mea nu putea să priceapă. Și pe parcursul vieții am ajuns să fac tot felul de greșeli. Am ajuns să mă îndepărtez de toate principiile pe care mi le-au pus în inimă bunicii și părinții mei, mama mea. Și am început să merg în discoteci, să fumez, să fac toate lucrurile astea care degradează viața unui tânăr până la urmă. Și m-am îndepărtat foarte mult și de Dumnezeu în felul acesta. Pentru că știam că El există, credeam în El și în inima mea îl iubeam, dar de ascultat nu-l ascultam. E o mare diferență. Și l-am cunoscut pe George, pe soțul meu, pe vremea aceea era un prieten. L-am cunoscut pe el și la un moment dat viața lui s-a schimbat. Și a fost vizibil pentru că am fost alături de el și înainte și am fost alături de el și după întoarcerea lui la Dumnezeu. Și am văzut o schimbare radicală în viața lui. El m-a chemat la biserică să asist la botezul lui, dar am refuzat. Nu vreau să aud de pocăiți, să spun așa cum îi numim noi, ortodoxi, nu vreau să aud de penticostali mai ales. Aveam o ranchiună în față de acest mediu, pentru că tatăl meu provine din acest mediu. Și el tot mă chema la biserică, tot îmi spunea, mă rog pentru tine, tot mă rog, să știi că mă rog pentru tine. Și mi-a fost alături, mi-a fost alături ca un prieten pe o perioadă foarte lungă de timp. Și nu l-am ascultat. Deci nu l-am ascultat absolut deloc. Dar îmi vorbea foarte mult din Scriptură, ceea ce eu nu cunoșteam. Eu dormeam cu Biblia sub cap și ziceam, așa sunt eu protejată. Așa mă simțeam eu protejată. Dar asta nu însemna nimic din moment ce nu știam ce scrie în Biblie. Și el îmi spunea tot felul de versete din Scriptură. Și de fiecare dată când îmi vorbea, era ca un fulger care îmi străpungea inima. Pur și simplu începeam să plâng atât de mult și nu înțelegeam de ce. Și îmi aduc aminte un verset care m-a marcat foarte mult. Îmi spunea, dacă
cei neprihăniți vor ajunge cu greu în împărăția lui Dumnezeu? Ce se vor face cei care sunt păcătoși? Și mi-am simțit păcatul în acel moment. Apoi m-a invitat la o întâlnire în Timișoara. A fost o evanghelizare în care a venit Franklin Graham, fiul lui Billy Graham, de 3 zile pe stadion a fost. Și a insistat foarte mult să merg. Eram în perioada cea mai degradantă, să spun, a vieții mele, în acea perioadă. Și am acceptat în cele din urmă. Am zis, haide să merg, să văd ce e acolo, să încerc și eu să merg să văd. În cele din urmă am mers. Și Duhul lui Dumnezeu a lucrat atât de mult și atât de puternic în viața mea, încât după acele 3 zile m-am întors acasă și am căzut pe genunchi în fața lui Dumnezeu și am început să plâng, dar era un plâns de disperare. Era un plâns de disperare pentru că mă întâlnisem cu Dumnezeu și știam că nu sunt vrednică să intru în prezența Lui. Și am strigat către Dumnezeu în disperarea mea și am zis, Doamne, te rog să mă scoți de aici pentru că nu pot să continui așa. Și Dumnezeu a început. Exact în momentul acela în care eu m-am rugat, când m-am ridicat de pe genunchi, am simțit o povară imensă care mi s-a ridicat de pe umeri. Și chiar așa a fost. Și de atunci a început Dumnezeu procesul de schimbare a vieții mele. Din acel moment. Nu a fost o schimbare radicală dintr-o dată, dar a fost un proces de schimbare care a început din acel moment în care eu m-am prăbușit înaintea Lui și am zis că nu mai pot să trăiesc așa. Și apoi, după această schimbare, prietenia voastră a devenit mai profundă, nu? Și v-ați căsătorit până la urmă. Este adevărat. Da. După această schimbare, legătura noastră a devenit mai puternică, pentru că acum eram legați nu doar de o prietenie amicală normală, ci eram legați și de unitatea Duhului, de același mod de viață, de aceeași viziune asupra vieții și Dumnezeu ne-a făcut să ne îndrăgostim și ne-am căsătorit. Voi veniți din Biserica Evanghelică Română din Geneva, asta este biserica care v-a trimis, stă în spatele vostru în mod principal, alături de alte biserici în lucrarea de misiune. Cum ați ajuns în Elveția? După ce am terminat liceul, am plecat la Universitatea în Timișoara și am început să studiez acolo, însă simțeam că Dumnezeu are ceva pregătit mai mult pentru mine, vrea să mă pregătească pentru momentul în care o să plec pe câmpul de misiune. Ca și o glumă, înaintea căsătoriei noastre îi spuneam Andrei, cu condiția asta te măriți cu mine, tu să știi că la un moment dat în viața noastră, indiferent de ce vom avea, va trebui să lăsăm totul și să plecăm în misiune. Nu era o glumă. Și am plecat la Universitate în Timișoara și am câteva rude în Geneva care slujeau în biserică și mi-a făcut invitația să vin să slujesc în biserica din Geneva printre tineri ca și lider de tineret, timp în care m-am și angajat și am început să studiez și acolo. Dumnezeu mi-a făcut o trecere foarte mare și încă de la vârsta de 21 de ani am fost unul din membrii din comitet, am fost unul din predicatorii din biserică și mi-am implicat cu tot sufletul. Momentul decisiv care m-a făcut să decid să plec înspre India, să plecăm ca și familie, a venit tocmai în momentul cel mai inoportun. În momentul în care eram pregătit de slujire pentru biserica din Geneva, în care mă implicasem destul de mult, în care aveam o trecere profesională foarte bună, aveam un salariu destul de mare în Geneva, oamenii sunt plătiți foarte bine, însă Dumnezeu mi-a făcut această chemare și mi-a distrus liniștea și pacea. Erau zile întregi în care veneam acasă de la biserică, veneam acasă de la lucru și eram terminat, eram supărat, eram apăsat. Și Andreea mă întreba, ce-i cu tine? Nu mai pot să fac nimic cu tine de câteva zile încoace. Și îi spuneam ei, cum pot eu să fiu liniștit, să merg să-mi văd de treaba mea la biserică, să am un salariu bun, să am condiții bune și alții la capătul lumii să nu audă nici măcar o dată de Dumnezeu, să nu experimenteze bucuria mântuirii. Cum pot să fac eu așa ceva? Și în momentele acelea Dumnezeu ne-a vorbit că trebuie să lăsăm totul, indiferent de ce avem și să mergem mai departe. Însă cel rău nu stă și nu doarme. Decizia am luat-o după post și rugăciune, era undeva într-o seară de vineri spre sâmbătă. Următoarea săptămână, miercuri, mă sună șeful meu de pe toată Elveția și îmi spune, miercuri dimineață sunt la birou, te rog să vii că vreau să am o discuție cu tine.
A mers la birou și începe el să-mi spună, ți-am observat progresul. În ce domeniu era implicat? În, ce făceai? Lucram ca manager într-o franciză de restaurante, lucram într-un magazin aparte și mi-a spus, ți-am văzut progresul, ți-am văzut modul în care lucrez și aș vrea să-ți fac o propunere. Aș vrea să preiei tu singur să te ocupi de o sucursală pentru un an jumătate, doi, ca să capeți experiență și apoi să vii cu noi în bordul de conducere a întregii firme pe toată Elveția, pentru că ești tânăr, ai pasiune, ai potențial și salariul va fi pe măsură. Deci asta a venit la câte... Ce salariu ți-a oferit? Pentru început era undeva la 5.500 de euro și urma să crească până la 10.000, poate mai mult, în funcție de rezultatele care le aveam. Și care a fost reacția ta atunci? Pe moment n-am putut să refuz, vă spun sincer. Pe moment am fost confuz. Nu știam ce trebuie să răspund și am spus să mai lasăm ceva timp și o să-ți dau un răspuns. Nu pot să vă răspund acum. Și am mers acasă, i-am spus Andrei, ne-am rugat împreună și am decis că lucrarea lui Dumnezeu de a duce Evanghelia până la marginile pământului este mai importantă decât orice ne poate oferi lumea, mai importantă decât orice condiție de viață, mai importantă decât însuși cadrul creștin în care ne aflam. Chiar îmi spunea cineva, te duci pe drumul autodistrugere, adică te autodistrugi. De ce? Ai o biserică în care slujești, ești implicat, pui pasiune, ai un job bun, ai o slujbă bună. De ce să mergi acolo? Și am spus că această chemare a lui Dumnezeu este mai puternică decât felul meu de a vedea viața, mă arde pe interior și nu pot să nu-i dau curs. Și în momentul acela am decis să plecăm cu sprijinul bisericii din Geneva. Avem o relație foarte bună cu pastorul bisericii, cu biserica în sine. Biserica este un grup unit și chiar în urmă cu două zile i-am vizitat din nou, ne-am bucurat împreună cu ei și alături de ei facem această lucrare de misiune. Cu siguranță, noi ca și familie n-am fi rezistat fără agenția pentecostală de misiune care să ne susțină, fără biserica care să ne susțină. Credem că lucrarea are un succes mult mai mare în echipă, mult mai mare în frățietate ca și o familie. Am discutat, Andreea, cu George și el spunea că această dorință de a face misiune s-a născut imediat după convertirea lui, s-a dezvoltat, a crescut, până când n-a mai putut rezista chemării. Cum s-a întâmplat cu tine? Ai avut și tu o chemare sau pur și simplu ți-ai urmat soțul? Cum a lucrat Duhul Sfânt în viața ta? Din nou, povestea mea e diferită de a lui, pentru că Dumnezeu a avut de furcă cu mine, să spun așa. Într-adevăr, când El a primit pe Domnul, mi-a spus lucrurile acestea. Mi-a spus, asta e ceea ce vreau eu să fac. Vreau să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Dar mi-a mai spus ceva. Mi-a spus, după ce ne căsătorim, ne mutăm în Elveția, în Geneva, pentru 5 ani de zile, vom sta acolo și apoi vom pleca pe câmpul de misiune. Și am zis, bine, m-am gândit în sinea mea, îl iubesc atât de mult. În 5 ani de zile, probabil o să mă obișnuiesc cu ideea aceasta de a pleca. Te-ai gândit și că s-ar putea să se schimbe el? Nu. Nu. Nu, nu m-am gândit deloc la acest aspect. Probabil pentru că eram și la început de drum și eu. Și nu m-am gândit atât de mult. Început de drum cu Dumnezeu, spiritual vorbind. Și au venit mai multe echipe de misiune în bisericile noastre, unde am fost. Și de fiecare dată simțeam ceva, mă zbuciuma ceva. Dar îmi spuneam, eu nu aș avea curaj niciodată să plec. Simțeam o dorință să pot să ajut la nivel de misiune, să ajut oamenii, dar nu aveam curaj. Tot timpul spuneau, eu niciodată nu aș putea să fac acest lucru, eu nu cred că aș putea. Și după un an de zile, liniștea mea din Geneva, să zic așa, spirituală și fizică și materială, s-a zbuciumat. În momentul în care el a venit la mine și mi-a spus, eu nu mai pot să trăiesc aici. Și era tot apăsat, era tot supărat, tot trist și nu mai dormea noaptea și nu înțelegeam ce se întâmplă cu el. Și când mi-a mărturisit că vrea să plecăm pe câmpul de misiune, după un an de zile, m-am șocat inițial. Pur și simplu m-am șocat și nu am știut cum să reacționez. Și i-am zis doar atât. Eu, doar ca soția ta, nu pot să te urmez pe câmpul de misiune. Pentru că acolo mă gândesc că vor veni greutăți, vor veni frustrări. Și în momentul în care eu te urmez doar ca și soție,
zic, toate lucrurile acestea se vor întoarce împotriva ta, pentru că dacă se va întâmpla ceva rău, voi ajunge să spun, tu m-ai adus aici. Și am zis, nu pot să vin așa. Zic, lasă-mi, te rog, un timp în care eu să stau în prezența lui Dumnezeu și să realizez dacă Dumnezeu are ceva și pentru mine ca slujitoare, nu doar ca și soție a ta. Așa a fost procesul meu, poate pentru alții este diferit. Și într-adevăr am intrat în rugăciune și am vorbit cu Dumnezeu, eu cu El personal, și Dumnezeu mi-a confirmat. Deci Dumnezeu mi-a spus că mă cheamă și pe mine ca slujitoare și că are ceva pregătit pentru mine acolo. Și într-adevăr, când am ajuns pe câmpul de misiune, am ajuns să slujesc și să mă implic foarte mult în lucrarea cu femeile și am văzut că nu numai faptul că sunt soția lui m-a adus pe câmpul de misiune, ci și faptul că Dumnezeu m-a chemat pe mine, Andreea, în mod special acolo. Andreea slujise înainte și în Timișoara, printre oamenii străzii. A avut această experiență de a lucra cu oameni nevoiași în contexte mai dificile, pentru că a merge într-un oraș ca Timișoara și să mergi în parc unde sunt doar grupuri de oameni ai străzii ca fată tânără nu a fost tocmai ușor, a avut și câteva experiențe neplăcute și personal eu cred că începând de atunci în subconștientul ei s-a înoculat această dorință de a ajuta, de a avea un impact în viața unor oameni. Doream, tot timpul mi-am dorit să ajut oamenii, dar niciodată nu m-am gândit la nivel transcultural. Și India, nici nu m-am gândit vreodată că o voi vizita. Era ceva ieșit din comun. Dar, într-adevăr, India este a doua țară ca mărime. În India trăiesc 1,3 miliarde de oameni, dar mii de grupuri etnice. Și cred că cel mai multe grupuri etnice neatinse sunt în India. Da. Dumnezeu v-a chemat spre misiune, dar când ați înțeles că India este câmpul de misiune, țara spre care Dumnezeu vă îndreaptă și cum a procedat Dumnezeu? În momentul în care am realizat că trebuie să lăsăm totul și să plecăm, din momentul acela am început să ne mișcăm în direcția aceasta. Am luat contactul cu Agenția Pentecostală de Misiune, am vorbit cu oameni mai în vârstă decât noi, cu ne-am sfătuit să vedem ce să facem și prima noastră intenție a fost Africa. Da. Însă oarecum am luat-o înaintea lui Dumnezeu și noi ne spuneam unul altuia, Africa, Africa, mergem în Africa, mergem în Africa, dar niciodată nu am simțit o liniște și o pace pentru direcția aceasta. Simțeam că ceva nu e în regulă, nu se leagă. Vorbeam cu diferiți oameni. Pentru Africa nu se concretiza nimic. Parcă totul ne oprea să mergem în Africa. Și ne-am rugat, am postit și am zis, Doamne, așteptăm să o iei Tu înaintea noastră și noi să Te urmăm. Dumnezeu ne-a vorbit, chiar și în chip profetic, ne-a vorbit în acea perioadă și ne-a spus, nu o luați înaintea mea. Să nu mergem cu planurile noastre înaintea planului Dumnezeu. Și ați așteptat. Și cum a deschis Dumnezeu ușa spre India? Eu țineam de câțiva ani legătura cu o familie din India pe internet și îmi vorbea foarte mult despre problemele care sunt acolo, despre nevoile care sunt acolo. Și după atâția ani de zile, după ce nu am simțit liniște față de Africa, am început să ne punem întrebări față de India. Văzând nevoile, auzind despre nevoile care sunt acolo, dacă nu cumva, chemarea noastră se îndreaptă către această țară. Cercetând mai multe despre contextul cultural de acolo, despre contextul religios din India, având contact cu această familie, ne-am rugat și ne-am întrebat, Doamne, de ce ai pus această familie în viața noastră din India? Care a fost scopul acestei familii în viața noastră? De ce tocmai cu ei? Și de cercetând mai multe despre India, rugându-ne, Dumnezeu ne-a confirmat că India este țara în care trebuie să mergem, țara în care are de lucru cu noi, și ne-a confirmat lucrul acesta chiar pe câmpul de misiune. Deci ați plecat în India la început pe termen scurt. Da. Este nevoie de o călătorie pe termen scurt pentru confirmare? Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că indiferent de contextul străin în care mergi, în orice țară mergi, zonele sunt diferite, oamenii sunt diferiți, în special într-o țară ca India, care este formată din mini țări, să spun așa, diferite limbi, diferite crezuri, diferite manifestații, și cred că indiferent de misionarul care este sau de zona de misiune, trebuie făcută o călătorie preliminară.
De ce spun asta? O spun din propria experiență. Noi ne-am dus pentru mai bine de o lună, în inițial, ca să cercetăm mai multe zone, mai multe lucrări. Am fost în nordul Indiei, am coborât spre sudul Indiei, am fost în vestul Indiei și ne-am întâlnit cu diferiți oameni, diferite lucrări și ne-am rugat ca să vedem unde dorește Dumnezeu exact să ne călăuzească, să nu facem vreun lucru din firea noastră sau din nebăgare de seamă. Și încă din prima călătorie, Dumnezeu ne-a dat mari favoruri și am văzut că este cu noi, lucrând și în mod supranatural, în slujirea noastră, încă din prima călătorie. Ați amintit foarte mult amândoi despre modul în care Dumnezeu vă călăuzește. Ne-a călăuzit, ne călăuzește, am simțit, am înțeles cum vă călăuzește Dumnezeu, cum vă vorbește Dumnezeu, cum știți că asta este voia Lui. Poate că sunt oameni care vor să fie călăuziți de Dumnezeu, ne urmăresc și se întreabă, eu n-am parte de călăuzire, cum călăuzește Dumnezeu? Dumnezeu, vreți să spun eu? Da, doar câteva cuvinte. Eu cred că relația personală cu Dumnezeu este cea mai importantă. Și în afara tuturor oamenilor care sunt în jurul nostru și care într-adevăr ne pot da sfaturi, directive, ne pot orienta, să spun așa, cel mai important și cele mai frumoase minuni care le-am experimentat în viața noastră a fost împărtășia noastră personală cu Dumnezeu. În a învăța să ne raportăm la Dumnezeu așa cum ne învață Biblia, ca la un tată. Și, pe de altă parte, și ca la un stăpân și ca la un prieten. Toate calitățile lui Dumnezeu la oaltă. Asta cel puțin m-a făcut pe mine să-L experimentez pe Dumnezeu cel mai mult în viața mea personal și să am convingerea că ceea ce se întâmplă este de la El. Nu atunci dacă vine cineva să-mi spună nu ești bine unde ești, ar trebui să pleci de aici. Eu am convingerea că sunt acolo pentru că cea mai importantă persoană din univers, care este Dumnezeu, mă vrea acolo. Eu ca și slujitor aș avea câteva completări la ce a spus Andreea. Într-adevăr, relația personală cu Dumnezeu și unitatea cu Dumnezeu este ceea ce stă la bază în vederea chemării și călăuzirii lui Dumnezeu, nu doar în misiune, ci și în viața de zi cu zi. Însă, cred că și prin alți factori, prin alte circunstanțe, Dumnezeu călăuzește un om. Și noi, ca și creștini, trăim într-o comunitate. De aceea avem păstori, avem bătrânii bisericii, în ceea ce ține de misiune, există o agenție de misiune. Cred că toți acești factori contribuie la călăuzirea lui Dumnezeu în viețile oamenilor și Dumnezeu vorbește oamenilor și îi direcționează prin tot ansamblu creștinismului, să spun așa. La bază stă relația cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care este constituția noastră, să spun așa. Însă de multe ori, fiind tânăr, sau nu neapărat tânăr, fiind un om de vârstă medie, poate că viața de creștin nu a oferit prea multe în ceea ce privește dinamica slujirii. Poate a fost o viață mai de rutină, acasă, biserică. Și atunci, cum să știe acel om ce trebuie să facă pe viitor? Cum să caute călăuzirea lui Dumnezeu? Caută pe cei mai în vârstă, discută cu ei, discută cu oameni abilitați în anumite domenii, ale misiunii, ale predicării, ale slujirii din punct de vedere social, indiferent de domeniul slujirii, și acest pachet întreg poate să dea o claritate mult mai mare unui om care dorește să facă ceva pentru Dumnezeu. Dar în acest pachet, călăuzirea asta lăuntrică, pacea asta lăuntrică, cât atârnă, pentru că voi aminteați că erați bine în biserică, implicați, slujați, profesional o duceați bine și cei mai mulți creștini ar vedea în asta o ușă deschisă, acolo ne vrea Dumnezeu, iată cum orchestrează El toate lucrurile să ne meargă bine din toate punctele de vedere. Cred că dacă o persoană este aproape de Dumnezeu, dacă o persoană are intenția sinceră, o intenție care este nepervertită de a sluji pe Dumnezeu, Dumnezeu lucrează într-un mod minunat în inimile oamenilor și în mințile oamenilor. Dumnezeu are capacitatea aceasta de a interveni în lăuntrul omului. Și când Dumnezeu vrea să facă ceva cu o anumită persoană, cred că, după cum spunea și Andreea, acesta este prima metodă prin care Dumnezeu vrea să ghideze o persoană, vrea să direcționeze o persoană spre misiune, în special spre misiune. Convingerea personală și intervenția Domnului într-un mod personal în viața individului
este primul pas prin care Dumnezeu începe să călăuzească un om, o persoană înspre misiune. Și după acest pas, după cum spuneam, urmează următorii. Noi astăzi trăim într-o lume a tehnologiei, într-o lume a vitezei, într-o lume în care un transport din România sau din Europa până în India durează 12-13 ore, care altădată dura luni de zile. Și trăind în această lume de astăzi, avem posibilitatea să lucrăm în echipă, să lucrăm cu biserici locale, să lucrăm cu biserici internaționale, cu organizații de tot felul, ca să putem să fim cât mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, ne uitând că ceea ce aduce cu adevărat rezultat este Duhul Sfânt, este puterea Duhului Sfânt și at the end of the day, la sfârșitul zilei, ceea ce aduce roade este Dumnezeu și Duhul Sfânt. Însă, putem să ne folosim de toate lucrurile care le avem la ora actuală și Dumnezeu se folosește de ele. De asemenea. Eu am văzut în viața soțului meu că a fost o zdrobire. Dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, aveam o pace și o bucurie prin faptul că trăiam foarte bine material, eram sănătoși într-o țară ca Elveția și spiritual, de asemenea, pentru că am avut o biserică bună, o biserică frumoasă. Dar în același timp, cu toate aceste lucruri din exterior, în viața lui, în inima lui, am văzut o zdrobire. Și cred că Dumnezeu, când cheamă un om la misiune, în primul rând îl zdrobește prin dragostea pe care i-o dă față de cei pierduți. Asta am văzut eu, asta am experimentat amândoi. În acest proces al așezării voastre pe câmpul de misiune, dincolo de lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, convingere, călăuzire, care a fost contribuția Agenției Pentecostale de Misiune Externă în călăuzire, în așezare? Și vă întreb asta pentru că sunt tineri care vor să plece în misiune, dar vor să plece singuri, fără nicio agenție, uneori chiar și fără biserică. În ce mod biserica, agenția au ajutat și au contribuit la așezarea voastră pe câmpul de misiune? Nu doresc să fiu părtinitor pentru că fac parte din Agenția Pentecostală de Misiune Externă, dar pot să spun că alături de lucrarea Duhului Sfânt a avut un rol aproape decisiv în ajungerea noastră la destinație, să spun așa. Noi am cunoscut prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă, urmând cursurile la CRST, Centrul de Studii Transculturale, un profesor indian care ne-a predat hinduism. Și am legat o relație cu el și spuneam, dorința noastră este să mergem în India. Și prin acest profesor, care a fost recomandat de către Agenția de Misiune, am ajuns să fim în India. Însă, înainte să ajungem prin el, procesul de acreditare, procesul prin care am trecut și care ne-a dat posibilitatea să lucrăm cu Agenția de Misiune, ne-a convins mult mai mult de pericolele care există acolo, de pluritatea culturală care există acolo, de provocările care există acolo. Și pe lângă partea aceasta de convingerea noastră cu privire la diferențele între România sau într-un context european și India, ne-a și ajutat în ceea ce ține cu actele, în ceea ce ține cu procesul de viză, ne-a sfătuit și, după cum spuneam, fiind în epoca în care trăind în epoca aceasta, asemenea organizații ne ajută să putem să fim mai eficienți. Eu personal cred că dacă nu lucram în parteneriat cu agenție de misiune, ne lua poate mult mai mulți ani să ajungem în locul în care trebuie să fim și să avem rezultatele pe care Dumnezeu ni le-a dat sau roadele care Dumnezeu ni le-a dat. Deci eu cred că alături de convingerea pe care o face Duhul Sfânt și Dumnezeu, implicarea bisericii locale împreună cu o agenție specializată în domeniul misiunii este aproape decisivă în facilitarea tuturor lucrurilor. Din multele proiecte pe care le-ați văzut în prima călătorie, ați ales unul și da, ați înțeles că acolo vă vrea Dumnezeu. Puteți un pic să descrieți, nu puteți numi orașul din motive de siguranță, securitate, dar așa în mare, descrieți-ne un pic contextul cultural, lingvistic, religios al zonei în care Dumnezeu v-a chemat și sigur că într-o altă emisiune vom intra mai în detalii. Dumnezeu ne-a călăuzit spre un oraș foarte mare, un oraș cu 10 milioane de locuitori,
Pentru că inițial dorința noastră a fost să lucrăm într-un mediu urban. Rural. Inițial? Da, inițial într-un mediu rural, însă Dumnezeu ne-a convins pe parcurs că eficiența noastră poate fi mult mai mare în mediul urban, văzând situațiile din India. Dumnezeu ne-a convins că acela trebuie să fie locul în care trebuie să trăim și este un context foarte diferit. Orașul nostru are 10 milioane de locuitori, din care aproape 70% sunt hinduși și aproape 30% sunt musulmani. Deci în jur de 7 milioane sunt hinduși și 2.700.000-2.800.000 sunt musulmani. Este un context foarte dificil și populația creștină este undeva la 1.5%-2% și din acești 1.5%-2% sunt creștini nominali. Cei mai mulți. Cei mai mulți sunt creștini nominali. Dumnezeu ne-a convins că trebuie să fie acel loc, locul în care să slujim și prin prisma echipei care am întâlnit-o acolo și contextului de slujire. Dorința noastră este să atingem grupul etnic vorbitor de limbă telugu și în special castele înalte. Și orașul în care locuim acum este dominat, să spun așa, sau nu este dominat, are o pondere mare de oameni din caste înalte. De ce castele înalte? India este o societate bazată pe nivele de caste. Oamenii care sunt considerați inferiori, oameni care sunt considerați superiori prin prisma religiei lor. Este o armă demonică pe care Dumnezeu vrea să o distrugă. Este o armă demonică pe care Dumnezeu vrea să o nimicească în vremurile Vorbești de separarea societății pe caste? Da. Societatea indiană este bazată pe sisteme de castă. Oameni care provin din anumită familie, au o anumită culoare ale pielii, fac parte dintr-o categorie superioară de oameni în India. Oameni care provin dintr-un anumit grup social sărac, care au o culoare închisă, provin din caste inferioare. Însă castele inferioare au avut priză mult mai mare la Evanghelie. Trebuie să ne aducem aminte că însăși Apostolul Toma în urmă cu 2000 de ani mergea în India și atingea India cu Evanghelia. Și în primele 10 de ani, până într-o 100 de ani în India, procentajul creștinilor a ajuns undeva la 2%. Și peste 2000 de ani procentajul este același. 2-3%. De ce? Marea majoritate a indienilor care au primit Evanghelia au fost din castele inferioare. Și această tranziție a Evangheliei de la castele inferioare la castele superioare este imposibilă. Pentru că cele două grupuri sociale nu comunică între ele. Castele înalte îi folosesc pe cei din castele inferioare. Asta este singura relație. Nu vor asculta niciodată. Nu vor primi niciodată Evanghelia venind de la o castă inferioară. Niciodată. Ei chiar îi consider mai rău decât animalele. Și atunci Dumnezeu ne-a pus pe inimă să atingem acest grup social și orașul în care locuim noi, în orașul în care locuim noi avem această posibilitate. Noi lucrăm cu un centru creștin care este format din biserică, școală biblică și orfelinat. Și însă partea noastră principală de implicare nu este în educația copiilor. Nu avem aceste daruri, nu avem aceste talente. Este mai mult în ajutarea tinerilor să crească din punct de vedere al cunoștinței biblice, însă în special împreună cu pastorul local avem această viziune de a atinge castele înalte prin evangelizări personale sau evangelizări de case și regare de relații cu oamenii hinduși din castele înalte. Noi avem și acest avantaj că suntem albi, suntem europeni, suntem un punct de atracție pentru ei și ne oferă o ușă deschisă înspre acest grup de oameni. O să revenim la lucrările în care sunteți implicați în următoarea emisiune, dar am o întrebare. De ce era nevoie de voi acolo, în India? Mi-ai spus că există o biserică bine organizată, structurată, cu proiecte, cu orfelinat, cu școală biblică. Era nevoie de români acolo? Poți să menționez mai multe motive pentru care era nevoie de români, suntem noi, dar de oameni din exterior. În primul rând, biserica locală în India, indiferent că este în mediul urban sau mediul rural, nu are putere de exprimare. Este o biserică foarte puțin numeroasă, foarte puțin influentă și fiind așa, nu au o viziune de expansiune, nu au putere de expansiune.
Noi provenim dintr-un mediu european, un mediu evanghelic, un mediu în care am avut acces la atâtea studii biblice, la atâtea strategii, cum să atingem oamenii. Credem că implicarea noastră în acest, din acest punct de vedere, poate fi una majoră, în a ajuta să se exprime, în a ajuta să aibă o expansiune, să poată să atingă și celelalte grupuri de oameni. Și în al doilea rând, din punct de vedere al cunoașterii lor scripturare, chiar dacă este o biserică existentă, nivelul de cunoștințe nu este foarte mare. Ei sunt foarte mult influențați de cultura lor, ceea ce este normal, însă de cele mai multe ori cultura lor îi direcționează în afara scripturii. Și implicarea noastră în biserică credem că este una de folos, credem că este una care îi poate ajuta să crească spiritual și împreună cu ei, noi ca și misionari străini putem avea un impact mult mai mare în societate, mult mai mare în câștigarea acestor grupuri de oameni de care vă spuneam. Da, pot să adaug și tu. Sunt total de acord. Da. Dacă vrei, poți să explici situația femeilor și cum din biserică și felul lor de a gândi. Da, femeile, după cum probabil știți, sunt foarte discriminate în India doar pentru că sunt femei. Ele nu au un cuvânt de spus mai departe. Și de aceea am văzut că Dumnezeu m-a chemat foarte mult în a le încuraja și a le arăta din Scriptură rolul lor în societate, rolul lor în biserică, ceea ce Dumnezeu poate să lucreze prin ele. Și am văzut, o să vorbim mai mult mai târziu, și în grupul de ucenicizare și creștere spirituală de care mă ocup eu, cât de mult le-a ajutat să privească asupra lor înșiși altfel, mult mai încurajator și să-și dea seama de condiția pe care ele o au prin ochii lui Dumnezeu, nu prin ochii societății în care trăiesc. Da, timpul trece foarte repede și o să revenim asupra lucrărilor în care sunteți implicați. Dar în momentul acesta, stimați telespectatori, mi-am dorit să rămânem în această emisiune asupra acestor elemente foarte importante pentru misiunea externă. În primul rând, să insistăm asupra nașterii din nou și convertirii, pentru că deja în mediile evanghelice suntem la treia, la patra generație de tineri care uneori îl urmează pe Dumnezeu pentru că își urmează părinții, pentru că au fost duși la biserică de mici. Dar Dumnezeu nu poate să lucreze decât cu oameni care sunt născuți din nou și care au intrat în împărăție. Apoi, în lucrarea de misiune este foarte importantă chemarea. Mereu și mereu insistăm asupra acestui aspect. Fără o chemare clară, specifică, din partea lui Dumnezeu nu poate să existe misiune pe termen lung. Se poate pleca din spirit de aventură pentru o săptămână, pentru o lună, dar să trăiești pe termen lung într-o țară străină, într-o altă cultură, înconjurat de oameni care au practici religioase diferite, nu se poate fără o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Și apoi sigur că importantă este călăuzirea lui Dumnezeu înspre o anumită lucrare în care darurile spirituale pe care El le așează să poată să fie puse în evidență. Mi-am dorit să insistăm asupra acestor aspecte și pentru că într-un fel doresc să stârnesc gelozie în rândul tinerilor evanghelici din România care poate că și-au așezat viața foarte confortabil. Iată că avem tineri care, chemați fiind de Dumnezeu, ascultând vocea Lui, au fost neliniștiți și n-au putut să trăiască bine și să aibă pace decât ascultând glasul lui Dumnezeu, părăsind o țară spre care mulți privesc și ar dori să ajungă acolo, să trăiască acolo. Ei au avut această posibilitate. Și când am intrat noi în discuții, am fost la început suspicios. Am zis, oare tineri ăștia chiar sunt chemați de Dumnezeu sau vor doar o aventură? Mă bucur că Dumnezeu v-a chemat, că v-a așezat acolo și chiar dacă încă nu este o perioadă lungă de când slujiți în India, sunt doar 2 ani de zile, totuși implicarea voastră acolo și experiențele pe care le împărtășiți cu noi, cu mine, mă ajută să înțeleg, să cred, să fiu sigur că Dumnezeu v-a chemat acolo pe termen lung. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne urmăriți și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți
sunați-ne, scrieți-ne dacă vreți să vă rugați mai mult pentru misiune, să susțineți misionari, să aflați mai multe despre lucrarea pe care o facem în peste 20 de țări din 3 continente. Și nu uitați, așa cum vă spun de multe ori, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. Dumnezeu să vă binecuvinteze!